Mișcare, joc și sport. Pentru toate vârstele. Metodologia mișcare, joc și sport. Metodologie flexibilă cu aplicabilitate vastă, care respectă caracteristicile de vârstă ale copiilor, valorifică resursele bogate în tradiții ale comunității, propune activități intergeneraționale și, în ultimul rând, susține creativitatea și libertatea de expresie a tinerilor. În căutarea comorii ascunse a fiecărei vârste. Copiii mici, între 4 și 6 ani, descoperă cu mult entuziasm posibilitățile propriului corp și au enormă nevoie de mișcare și de joc. Au nevoie de poveste, care îi introduce atât de natural într-un teren fabulos, în care pot descoperi propriile comori ascunse, în care experimentează activități ce le stimulează imaginația și creativitatea și le pun în valoare posibilitățile de exprimare personală. Așadar, fiți mereu creativi cu copiii mici. Inventați povestioare legate de jocurile și activitățile propuse. Puneți accentul pe activități colective, cu preponderență scurte, cu minim de reguli, pentru a respecta capacitățile lor mentale. Conduceți-i într-o lume imaginară, cu mișcări variate și jocuri simple, în care să își poată satisface nevoia imensă de mișcare. Iar când descoperă comoara, lăsați-le timp să se bucure, să simtă din plin sentimentul reușitei. Școlarii, între 7 și 12 ani, intră încet în altă etapă de dezvoltare, descoperă și învață reguli mai ușor, sunt atrași de jocurile de echipă, au mișcări din ce în ce mai precise, un echilibru mai bun, o cunoaștere mai bună a întregului corp. Sunt entuziasmați de participarea la jocuri psihosociale mai complexe privind regulile, cooperarea și strategiile aplicate. Adolescenții, între 13 și 18 ani, trec prin mari schimbări fizice și psihice și de aceea sunt un grup de vârstă cu totul special și au nevoie să-i tratăm ca pe niște adulți în devenire, cu atenție și respect, dându-le din ce în ce mai multă autonomie. E important să invităm la jocuri antrenante care să-i provoace și să-i pună în valoare. Adolescenții au nevoie de un animator mentor care să le fie aproape, să știe cum să-i ghideze și să-l întărească încrederea în sine, cât cei se află în căutarea comorii proprii. Joc și tradiție în familie. Creații și creatori. Desenul, pictura, modelajul, muzica îi facilitează copilului procesul de exteriorizare a emoțiilor și de dezvoltare a imaginației și creativității. Dincolo de orice aspecte ce țin de realizarea creației, ea este extrem de prețioasă, în primul rând pentru că e o oglindă a unei lumi interioare pe care copilul învață în acest fel să o descopere, să-i dea o formă, să o exprime. Pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor, este foarte importantă ghidarea activității creative, astfel încât să nu existe critici și judecăți de valoare, iar accentul să se pună pe proces și nu pe rezultat. Creativitatea colectivă favorizează relația cu sine însuși și cu celălalt, contribuind la explorarea unor aptitudini psihosociale cum ar fi autoafirmarea, respectul față de celălalt, negocierea și ascultarea. Să ne amintim,
mișcare, joc și sport pentru toate vârstele. Activitățile psihosociale se construiesc astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor diferite de creștere ale copiilor și tinerilor. Jocurile tradiționale valorifică resursele comunității și facilitează comunicarea și cooperarea cu adulții din diferite generații. Activitățile creative colective dezvoltă armonios relații dintre copii și îi ajută să se exprime.